Documentul final al Marii Adunări Naționale îl citește artistul poporului Ion Ungureanu. Documentul final al Marii Adunări Naționale din 27 august 1989 despre suveranitatea statală și dreptul nostru la viitor. Întrunită pentru întâia oară în istoria postbelică a poporului nostru, la un moment de răscruce a istoriei, Marea Adunare Națională a Moldovei declară: viețuind de milenii aici, pe pământul strămoșesc, de la Carpați până la Nistru și la Dunăre, românii moldoveni sunt împreună cu românii din Muntenia și Transilvania, descendenți ai getodacilor romanizați. Organizațiunile statale, întemeiate în Evul Mediu, pe întreg teritoriul de răspândire al românilor din Transilvania, Muntenia și Moldova, au fost supuse pe parcursul secolelor diferitor atacuri expansioniste din partea vecinilor mai puternici. În 1775, Imperiul Habsburgic rupe din trupul statului moldovenesc partea de nord pe care o numește Bucovina. În 1812, Imperiul Rus anexează în mod nelegitim ținutul dintre Prut și Nistru, asupra căruia extinde în mod artificial denumirea de Basarabia. Consolidarea conștiinței de neam a avut drept consecință unirea în 1859 a principatelor Moldova și Muntenia într-un singur stat, România. Românii din Basarabia, aflați sub ocupația Imperiului Țarist, și-au restabilit statalitatea și suveranitatea abia în decembrie 1917 prin formarea Republicii Populare Democratice Moldovenești. La 27 martie 1918, în conformitate cu dreptul popoarelor la autodeterminare proclamat de Rusia Sovietică și ținând cont de noile realități istorice, crearea Ucrainei independente, Guvernul Republicii Populare Democratice Moldovenești, sfatul țării, decide prin vot unirea Basarabiei cu România. În același an se unesc cu România Bucovina și Transilvania, aflate până la acea vreme în supușenia Imperiului Austro-Ungar. În urma tranzacției dintre Stalin și Hitler din august 1939, la 28 iunie, Basarabia și Bucovina de Nord, care nu aparținuse niciodată Rusiei și Ucrainei, sunt încorporate forțat în componența URSS. Organizarea, la 2 august 1940, a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, a fost un act al înfăptuirii drepturilor firești ale poporului nostru la suveranitate, dat fiind faptul că prerogativa deciziilor politice, economice, sociale și culturale a aparținut și continuă să aparțină organelor centrale. În hotarele Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești n-au fost incluse Bucovina de Nord, județele Hotin, Ismail,
Chilia și Cetatea Albă, ce aparținuseră Moldovei anexate, ele fiind în mod nelegitim transmise Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. În consens cu politica de democratizare și de instaurare a unor relații echitabile între națiuni și în conformitate cu dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și determina de sine stătător soarta sa, Marea Adunare Națională hotărăște: prima, suveranitatea național-statală a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești trebuie să fie realizată pe deplin. În acest scop, e necesar să fie elaborată și discutată de întregul popor o nouă Constituție a Republicii care ar fixa și garanta în prevederile ei principiile suveranității. Dreptul inalienabil al Republicii de a fi stăpână și de a se folosi de întreaga sa avuție națională: pământul, apele, aerul, resursele naturale, valorile financiare și alte resurse aflate pe teritoriul ei. Pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești să acționeze doar legile adoptate sau ratificate de Sovietul Suprem al Republicii. În vederea îmbunătățirii continue a condițiilor de trai ale populației, depășirii crizei ecologice, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească să-și dirigeze de sine stătător complexul social, economic, formarea bugetului, a finanțelor, creditul bănesc, conducerea comerțului, politica vamală și de impozite, activitatea economică a tuturor întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, inclusiv cele unionale aflate pe teritoriul Republicii, să fie reglementată de legislația Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. De competența Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești ține asigurarea securității statului, menținerea ordinii publice, relațiile cu străinătatea, reprezentanța în organizațiile internaționale, organizarea serviciului militar, activitatea în domeniile științei, culturii, învățământului, ecologiei și altele. În momentul actual se impune în mod imperios necesitatea deschiderii cât mai urgente a unor canale de radio și televiziune cu transmisiuni permanente, exclusiv în limba de stat a Republicii. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească reglementează migrația, în care scop e prevăzută cetățenia Republicii, asigurarea tuturor drepturilor și libertăților politice și sociale acestor cetățeni. Limbii națiunii care dă denumirea Republicii i se acordă statut de limbă de stat. Relațiile Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu Republicile Unionale se determină pe baza unui contract de uniune. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească lasă în competența comună unional-republicană drepturile sale suverane în domeniile apărării și a politicii externe, dreptul de a dispune de finanțele comune al Federației
precum și funcțiile necesare pentru conducerea federației, la exercitarea cărora ei trebuie să-i fie asigurate drepturi egale cu celelalte republici unionale. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească își rezervă dreptul de a ieși din componența URSS. Acest drept este realizat pe baza voinței poporului, în conformitate cu prevederile Constituției Republicii și a URSS. Suveranitatea statului și a poporului înseamnă și dreptul la istorie, în care scop e necesar să fie reevaluată și oglindită în lumina adevărului istoria poporului nostru din cele mai vechi timpuri până astăzi. Să fie restabilite numele istoric al poporului nostru pe care el l-a purtat de-a lungul veacurilor, drept care ne stau mărturie cronicele și letopisețele, documente istorice din perioada modernă și contemporană, cât și mărturiile clasicilor marxism-leninismului, numele istoric al poporului nostru, numele de român. Și denumirea limbii acestui popor, limba română. Să fie repuse în drepturile lor în semnele naționale ale poporului nostru drapelul tricolor albastru, galben, roșu. Să fie repusă în drepturi și stema istorică a Moldovei, capul de zimbru, cu steaua cuprinsă între coarne, soarele de partea dreaptă și luna la stânga. Să se revină la tradițiile și obiceiurile neamului nostru, la sărbătorile lui naționale și la formele tradiționale de manifestare a voinței poporului în momentele de răscruce ale istoriei, marile adunări naționale statornicite la noi, începând cu adunarea din Câmpia Direptate în 1457, când țara l-a legiferat la domnie pe Ștefan cel Mare și Sfânt. Originea și trecutul comun, unitatea lingvistică și culturală a populației din Republica Socialistă România și Republica Sovietică Socialistă Moldovenească determină necesitatea unor înlesniri suplimentare pentru cetățenii Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Sovietice Moldovenești în vederea garantării liberei treceri a frontierelor de stat în zilele de sărbătoare în ambele republici, a evenimentelor și personalităților istorice și culturale comune. E imperios necesar să se intervină pe lângă guvernul Republicii Socialiste România în vederea deschiderii consulatului Republicii Socialiste România în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
și a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești în Republica Socialistă România. Nu există drept la istorie fără restabilirea dreptății istorice. În acest scop, Guvernul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, de comun acord cu Guvernul Ucrainei, trebuie să purceadă la examinarea problemei retrocederii Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești a teritoriilor incluse în mod nelegitim în componența Ucrainei în 1940. Un stat și un popor suveran nu sunt în drept să-i lase în voia soartei pe conaționalii care în urma unei politici migraționiste aberante, în urma unei politici de deznaționalizare constant promovate în timpul stalinismului și a stagnării, s-au stabilit cu traiul în diverse regiuni ale URSS, fiind astăzi lipsiți de condițiile cele mai elementare de dezvoltare a culturilor naționale. În acest scop e necesar ca Guvernul Republicii să determine și să cerceteze sub toate aspectele raionale și localitățile situate în afara granițelor Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, locuite compact de moldoveni, iar rezultatele acestor investigații să fie date publicității. E necesar ca Guvernul Republicii să determine ajutorul material și spiritual de care au nevoie moldovenii din afara Republicii pentru a se menține ca etnitate națională. E necesar ca Guvernul Republicii să intervine pe lângă organele de resort în vederea asigurării populației moldovenești din afara hotarelor Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu grădinițe, școli, cluburi, publicații în limba maternă, să creeze toate condițiile necesare care ar garanta repatrierea tuturor moldovenilor basarabeni și urmașilor lor care manifestă o atare dorință, asigurându-li se dreptul prioritar de a se stabili cu traiul în localitățile Moldovei. De aceste înlesniri trebuie să se bucure și moldovenii basarabeni care locuiesc în afara URSS și reprezentanții altor grupuri etnice originari din Basarabia. Un stat suveran și democratic nu-și poate organiza în mod normal viața social-politică fără adoptarea unei legi cu privire la alegeri care ar asigura dreptul tuturor formațiunilor obștești, colectivelor de muncă, adunărilor alegătorilor la locul de trai de a-și înainta proprii lor candidați. Drepturi egale pentru toți cetățenii Republicii, indiferent de locul de trai, de apartenența lor la vreo organizație obștească sau social-politică. Dreptul de a alege aparține numai cetățenilor în baza circumscripțiilor electorale. Alegerile au loc pe baza dreptului de vot universal, egal, direct și secret. Numai respectarea acestor principii democratice ar permite formarea unui parlament democratic la alegerile viitoare. Recunoscând contribuția esențială a Bisericii în opera de edificare a culturii naționale, în procesul de educare și perpetuare a preceptelor morale sănătoase, în purificarea și desăvârșirea spirituală a omului, Marea Adunare Națională se exprimă hotărât
pentru înfăptuirea cât mai grabnică a autonomiei Bisericii Moldovenești și crearea condițiilor pentru pregătirea cadrelor naționale în biserică, lucru fără de care suveranitatea statală și națională n-ar fi deplină. Suveranitatea național-statală a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești presupune crearea condițiilor pentru înfăptuirea autonomiei culturale a populației găgăuze și garantarea tuturor drepturilor concetățenilor de alte naționalități pentru libera lor afirmare etnoculturală. Numai înfăptuirea până la capăt, prin cuget și conștiință curată, a năzuințelor poporului nostru spre suveranitate, libertate națională și progres, va crea condiții pentru lichidarea completă a urmării stalinismului și a stagnării, pentru curmarea nedreptăților care s-au săvârșit în decurs de veacuri pe acest mult pătimit pământ al Basarabiei. Numai astfel se va putea instaura aici un climat favorabil de conviețuire în prietenie și colaborare a reprezentanților tuturor națiunilor și naționalităților care în virtutea vremurilor s-au stabilit aici. Această clipă grea și măreață a venit prin însăși voința de fier a istoriei, care e de neînlăturat. Ea cere să ne ridicăm la înălțimea problemelor pe care le-a pus, să ne pătrundem de importanța lor și, luminați de propriile noastre conștiințe, să procedem la realizarea lor în numele copiilor, nepoților și strănepoților noștri. Trăiască statul nostru independent și suveran, singura chezășie a unui viitor sigur și demn al neamului nostru! Dragi compatrioți, vă îndemn să consfințim acest document important al Marii Adunări Naționale cu aprobarea noastră prin vot.